Gata cu joc, este momentul adevărului. Pandurii și Craiova se înfruntă în această seară într-un veritabil derby al suferinței. Ambele echipe au pornit lamentabil returul și au nevoie disperată de o victorie. Pandurii n-au mai gustat din Cupa Șampaniei de la meciul din decembrie cu Alba Iulia, în timp ce Juveții vin după o serie incredibilă de 5 eșecuri la rând. Ultima victorie a Craiovei datează din 23 noiembrie, când au învins Ciahlăul cu 3-2. Va fi un meci care pe care este un meci de 6 puncte, având în vedere și situația în clasament, Universitatea Craiova 17 puncte, noi 20. În momentul în care reușim să câștigăm, vom avea 6 puncte în fața lor. Sperăm că vom câștiga meciul ăsta, să facem uitate cele două partide și să aducem publicul alături de noi. Absențele lui Martinović, Rusu și Morgan îl obligă pe Ciobotariu să improvizeze cu brazilianul Cardozo în centrul apărării. Formula de joc este gândită special pentru atac însă. Ori voi juca 4-3-3, ori 4-4-2, în orice caz voi juca ofensiv pentru că avem nevoie de cele 3 puncte. La mijloc, Ciobi va ataca cu Păcurar, Orac, Nalat și Lazici, în timp ce în avamposturi va trimite cel mai probabil pe Raskovic și Strohmeier. Slovenul este arma secretă a lui Ciobi, are două goluri contra Științei în Liga 1 și a marcat și unicul gol al Pandurilor în acest retur, în înfrângerea 1-2 de la Vaslui. Îmbucurător este faptul că Strohmeier a marcat din nou. Este un lucru important pentru mine și în primul rând pentru el, pentru moralul lui. Meciul se joacă în această seară de la ora 20 pe stadionul municipal din Târgu Jiu.